O tehnologie nouă de aplicare a produselor de protecție a plantelor a fost prezentată în premieră în România. One Smart Spray reprezintă inovația care face posibilă aplicarea tratamentelor țintit cu o precizie fără precedent și cu o reducere de 87% a produselor folosite. One Smart Spray a fost prezentată în ferma Sopema din județul Ialomița, una dintre cele mai performante exploatații din țara noastră și locul unde tehnologia a fost testată la cultura de porumb. La eveniment, alături de specialiștii BASF și Bosch, au participat aproximativ 100 de fermieri, iar echipamentul de stropit folosit a fost Amazon. We are here today to make one small step for us, but a big step for the whole agriculture. We show today the new technology of One Smart Spray Precision Agrofarming. This new technology is the answer to the EU regulation to reduce the pesticides. This agriculture helps the farmers to spray only where is needed. It consists basically of two parts. One are the cameras, which are developed by Bosch, and the other one is Xarvio, developed by BASF. The cameras on the field, they in milliseconds scan the field and look where is a weed and where is nothing. And Xarvio, the technology of BASF, in the same milliseconds recognizes, is it a weed, is it something I need to spray or not, and with that sprays or dust spray. For the farmers, it's easy to use technology. Basically, he needs to drive this big equipment. We are proud that Romania is one of the four countries, the first four countries where we will launch this technology in Europe. Today it's a demo trial to show you the technology, how it works, and the commercial start is then from next year. This is the calculation which we are currently finalizing, but I would say definitely at the end for the farmer, A, it will not be more expensive than spraying the whole field, and at the end he will have at least the same results. The farmers in Romania are open for new technologies, which is beneficial, and we are definitely sure that this will be beneficial technology for the farmer. Agricultorii prezenți la eveniment au aflat direct de la Arnaud Perrin, fermierul gazdă, cum a fost implementată tehnologia în condiții de fermă. Noi le testăm din primăvara asta, deci acum două luni de zile. Este un test la mine. Ce pot să vă spun este că eu cred în așa ceva. Ca săptămâna trecută au stropit o parcelă de 116 hectare, cu 3 litri de glifosat la hectar, asta e tehnologia noastră. Deci după semana, sau chiar înainte de semana, dăm cu glifosat, că avem covor verde peste tot. Și mașinile stropit s-a întors, după cele 116 hectare, consumăm numai pentru 6 hectare de pesticide, adică 18 litri de glifosat. Că a fost o sol destul de curat. Deci asta a fost rezultat. Deci ca sustenabilitate, ca economie financiară, este foarte clar. Cu One Smart Spray, detectarea automată a buruienilor, precum și aplicarea cu maximă precizie a produselor de protecție a plantelor, se realizează în timp real. Pe măsură ce echipamentul de aplicare trece peste teren, sistemul distinge în milisecunde plantele de cultură față de buruieni și controlează duzele individuale de stropire cu o precizie ridicată. Astăzi am prezentat și am introdus pe piața din România, împreună cu colegii de la BASF și de la Bosch, sistemul Smart Sprayer, One Sprayer, din ce este compus acesta, pe utilajul nostru de erbicidat tractat, modelul UX5201, a fost montat sistemul de camere furnizat de cei de la Bosch,
ce funcționează împreună cu softul de management agricol furnizat de cei de la BASF. Pe scurt, cum funcționează sistemul, pe lance s-a montat în mod adițional o bară separată ce conține un modul de lumini și sistemul de camere. În câteva milisecunde, camerele detectează buruiana, iar având o spațiere de doar 25 de cm între duze, este aplicat local erbicidul. Așa cum a fost prezentat, această mașină este testată de la începutul anului aici, de acești fermieri, într-o seară, cu un rezervor de 5.000 de litri, cât are această mașină. Au erbicidat aproape 300 de hectare, având economii de un pic peste 90%. Este o tehnologie destul de simplă, aceasta poate fi folosită în două moduri, Green on Brown și Green on Green. Tehnologia Green on Brown se folosește în preemergență și după recoltatul culturilor pentru menținerea terenurilor curate. Aceasta are capacitatea de a detecta plantele verzi și de a aplica erbicid pe acestea. Tehnologia Green on Green este tehnologia ce are capacitatea de a diferenția buruienile față de plantele de cultură și de a aplica erbicidul fix pe acestea. Este o tehnologie destul de simplă pentru că are în spatele ei o inteligență artificială și totodată aplicația Sarvio. Are este foarte ușor de folosit în urma aplicării erbicidelor pe suprafețele de teren. Aceasta are capacitatea de a scana și după aplicarea erbicidelor, fermierii vor beneficia de hărți de buruieni cu gradul de îmburuienare, de răsărire și toate tipurile de documentație. Totodată au și posibilitatea de a vedea economia realizată în urma aplicării erbicidului pe fiecare teren în parte. One Smart Spray a stârnit deja interesul fermierilor care în actualul context european vor fi obligați să reducă foarte mult cantitatea de pesticide aplicată în câmp. Pentru ei, noua tehnologie este soluția mult așteptată pentru a avea aceleași rezultate, dar cu un consum mai mic de substanță activă. Legat de tehnologia nouă care suntem lângă mașina de stropit, din punctul e scurt, să zic, timpul ca să înțelegem mai bine, cel puțin eu, dar se pare că ne aduce o economie și am fi sustenabil cu ea. Din ce vedem, e clar că producția fitosanitară pe hectar scade mult la tipul acesta de instalație. Noi am observat pe covarele care le avem, covarele verzi, covarele vegetale, ca aia, că avem parcele care ne-au ajutat să scădem mult, să nu mai consumăm atât de mult produs. Din punctul meu de vedere, pare să fie destul de eficientă, că are un sistem în care am observat că o lipsă de rânduri, nu a văzut nimic sau ceva, ea practic pleacă automat și stropește. Am participat la această demonstrație cu acest utilaj. Este foarte impresionant și ar merita să avem și noi fermierii care avem suprafețe mai mici, dar cu un model mai mic pentru susținerea noastră ca și finanțare, chiar și buget care îl avem. Este economic pentru buzunarul nostru ca și fermier, pentru că nu mai avem atât costurile pentru acele inputuri sau mai bine spus acele erbicide fitosanitare, că economisește din buget. Tehnologia avansează, iar noi ca fermier trebuie să ținem pasul. Noua tehnologie One Smart Spray oferă fermierilor posibilitatea de a fi mai eficienți, de a-și reduce costurile și, cel mai important, de a practica o agricultură mai prietenoasă cu mediul. Dacă agricultura din România este una, să spunem, care aduce profituri și piața utilajelor se va plia pe acest trend. Pentru moment, soluțiile sau tehnologiile sau propunerile pe care le fac firmele de mașini agricole în România se adaptează cerințelor din piață. Cine nu se adaptează, consider că pierde vremea. Dacă fermierii nu dau tonul, atunci dau
firmele de utilaje. Eu cred că tot fermierul este cel care alege. El este directorul nostru, el este administratorul nostru, el este îndrumătorul nostru. În jurul fermierului să petrec toate lucrurile. Și atunci trebuie să fim atenți la ce cer fermierii și ce fac fermierii. Firma BASF este o firmă care vine în fața fermierilor cu noutăți. Sunt foarte vizibili, sunt foarte prezenți, sunt foarte profesioniști. Cred în ei că vor aduce în fața fermierilor ceea ce fermierul are nevoie. Tehnologia One Smart Spray va fi disponibilă în România pentru culturile de porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, rapiță și soia. În plus, compania a anunțat încheierea unor acorduri cu mai mulți producători de echipamente agricole care vor integra tehnologia One Smart Spray în mașinile lor de stropit.